Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu sunt, urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi este ziua veteranilor și am ales noi aici la Antena 3 Vâlcea să o celebrăm purtând această floare roșie în piept și eu și colegii mei pentru a ne arăta respectul față de cei care au luptat pentru această țară, pentru România. Știu că ei nu sunt atât de valorizați în aceste zile, de aceea simțim nevoia să o facem noi. Nu au nici pensii speciale, nu sunt decorați, nu sunt foarte mult băgați în seamă, însă cred că este important să nu uităm că la un moment dat niște oameni au ales să lupte pentru țara asta, pentru ca noi astăzi să trăim liberi în ea. Despre veterani și ce mai reprezintă ei astăzi în România, dar și despre chestiuni apăsătoare, cum ar fi urșii și liliecii și castrele romane de pe autostrada Sibiu-Pitești, discut astăzi cu senatorul PSD Bogdan Matei. Bună ziua, domnule senator! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Vorbeam mai devreme despre veterani și spuneați că, da, n-au nici pensii speciale, nu sunt nici foarte valorizați sau respectați. Este o realitate. Azi în România, vă rog. Este o realitate pe care și dumneavoastră o prezentați astăzi. Din păcate vorbim mult prea puțin. Sunt gesturi timide făcute la adresa veteranilor noștri și cu precădere sunt gesturi timide făcute din partea unităților administrativ-teritoriale, fie primării, fie consilii județene, însă, așa cum am spus, sunt gesturi mult prea puține comparativ cu ceea ce au realizat acești oameni pentru România. Bucurător este faptul că totuși celebrăm o astfel de zi importantă pentru România și le dăm un strop de bucurie acestor minunați oameni pe care România îi are și consider că în continuare trebuie să facem mult mai mult, iar aceste gesturi timide trebuie mulțite, nu numai din partea unităților administrativ-teritoriale, ci și din partea Guvernului României, din partea Parlamentului României, astfel încât acești oameni să simtă că instituțiile statului sunt alături de dumnealor. Da, aveți perfectă dreptate. Cumva noi românii, domnule senator, și dumneavoastră, cred că știți mult mai bine decât mine chestiunea asta, aceasta, reușim să nu ne respectăm înaintașii. Adevărat, nu-i singurul domeniu. Nu-i singurul domeniu și trebuie să recunoaștem cu sinceritate acest lucru. Dacă ne uităm la ceea ce înseamnă arta, știm foarte bine că avem foarte mulți artiști care au scris istorie pentru România și sunt uitați. Dacă ne uităm la muzică, dacă ne uităm la sport, unde avem atât de mulți ambasadori ai României, ce reprezintă cu cinste România la atât de multe competiții sportive, la atât de multe jocuri olimpice, dacă vrem. Din păcate, nu mai știm foarte multe de aceștia. Din păcate, nu ne mai preocupăm după aceea de aceștia. Sunt întâmpinați cu urale, sunt întâmpinați cu sute de flori, mii de buchete, sunt aplaudați, sunt prezentați la breaking news-uri, așa cum ne-am obișnuit în prima zi, în a doua zi, după care focul se stinge și ușor, ușor uităm de aceștia și nu e în regulă acest lucru. Cred cu tărie că trebuie să ne aplecăm mult mai mult asupra acestor oameni, pentru că, din păcate, avem foarte multe situații tragice în care acești oameni care au scris istorie pentru România sunt în sărăcie, avem situații în care aceștia sunt bolnavi, din păcate, și nu își pot asigura din venitul ce l-au medicamentația necesară. Avem foarte multe, foarte multe situații de genul acesta în care, din păcate, statul român nu a reușit să intervină așa cum ar trebui să intervină și să asigure un trai decent pentru aceștia, pentru că, în fond, ei niciodată, dacă ați văzut, nu au fost foarte vulcanici, nu au fost foarte prezenți în mass media, nu au fost foarte prezenți pe canalele de televiziune, pentru că, în primul rând, marea majoritate a acestora au acea decență, au acei 7 ani de acasă, trainici și preferă să rămână în acest anonimat, însă nu-i vina lor. Vina este a noastră. Pot să nu remarc, într-un fel, nu știu dacă vorbim de ipocrizie, dar vorbim de
cu siguranță de nedreptate. Că uite, m-am adus aminte de chestia asta și chiar vreau să spun, ne aducem aminte de torționarul Vișinescu, da? Sigur. Ne aducem aminte de pensia lui nesimțită, adică ceva îngrozitor pe fața pământului. Și România i-a plătit pensia acestui torționar și oameni veterani, că despre ei vorbim astăzi și pe ei celebrăm astăzi și trebuie să ne aplicăm în fața lor cu respect, acești oameni nu au fost valorizați de statul român, cred că nu vreau pensii speciale, dar cred că vreau să se simtă respectați în țara lor. Cu siguranță că nu vor pensii speciale, de altfel nici nu au spus vreodată, pentru că dumnealor sunt și organizați într-o asociație a veteranilor de război. Cred că sunt mult mai multe asociații și este un lucru foarte bun, dar cred că își doresc mult mai multe beneficii. E normal că atunci când vezi ceea ce prezentați dumneavoastră și văd atât de multe beneficii pentru anumite categorii... Exact. E frustrant. Cu siguranță că se întreabă și dumnealor de ce cei care au scris istorie și au apărat această țară nu au asemenea beneficii, nu știu, un simplu beneficiu, gratuitate pe transportul public, deși anumiți veterani au în funcție de unitățile administrative. Da, nu plătesc impozite pe clădiri, mai există, există un cadru legal, există un cadru legal care le oferă anumite facilități, însă dacă facem doar o simplă comparație cu cei care luptă în teatrele de operații și sunt cetățeni americani, să știți că aceia au gratuitate și pe zboruri, fără niciun fel de problemă și au prioritate la business. Adică lucrurile stau cu totul și cu totul diferit când vine vorba de un soldat american și când vine vorba de un veteran de război în România. Concluzionând ceea ce a spus, cred că ne-am dus departe de totul. Concluzionând, da, dar să știți că nu știu dacă e atât de departe în condițiile în care România astăzi este membră NATO și luptă cot la cot cu acești soldați americani. Așa, știți că era o discuție foarte amplă prin acest PNRR, fac o paranteză cu permisiunea dumneavoastră, în care pensiile militare erau considerate pensii speciale. Cea mai mare greșeală ce a putut să o facă un reprezentant al statului român, vremelnic ministru atunci la fondurile europene, să spui că pensiile militare sunt pensii speciale. Ori, cum ne dorim să avem granițe sigure, cum ne dorim să fim parteneri onești și loiali în NATO, în condițiile în care noi îi considerăm pe acești oameni speciali? Da, pot să spun cu tărie că acești oameni... Dar există categorii speciale, domnule senator, în România. Categorii sunt categorii mega, ultra mega speciale și speciale. Vor rămâne și după ce nu veți mai fi senator al nu știu câte la mandat. Da, nici nu se pune problema dacă mai rămân eu sau nu. Vorbim de speciale, dar închei față de acești veterani, ei cu adevărat sunt speciali. Ei, sunt special cu adevărat. Și sunt din ce în ce mai puțin. Și sunt din ce în ce mai puțin și trebuie să acordăm mult mai mult respect acestora comparativ cu acei speciali de care vorbiți dumneavoastră și sunt destul de mulți, din păcate, astăzi care se consideră speciali. Da, așa este. România e o țară specialilor. Haideți să mutăm un pic discuția pe ceea ce se întâmplă în acest moment cu autostrada Sibiu-Pitești. Deci am terminat cursii și cu liliecii. Da? Specii nemai văzute, nemai întâlnite s-au găsit aici în România și trebuiau protejate neapărat. Eu n-am nicio problemă nici cu urși, nici cu lilieci. Îmi plac deopotrivă și unii și alții, să ne înțelegem. Chiar și lilieci îmi plac. Așa. Însă în momentul în care vorbim de o investiție majoră care schimbă viața poate a milioane de oameni, da? Această autostradă schimbă în bine viața a milioane de români, dacă e să gândim lucrurile așa. Bun, am rezolvat-o cu lilieci, am rezolvat-o cu urși și acum ce să vedeți? Dăm peste castrele romane care împiedică, pun la acest moment piedică, înaintării acestei investiții, domnule senator. Da, spuneați dumneavoastră că am terminat cu urșii, am terminat probabil în zona autostrăzii. Pentru da, mai era și o treabă cu gândacul, vă aduceți aminte? Mai era și un gândac. În 2019 a fost problema gândacului care ne-a stopat foarte mult continuarea lucrărilor. Am fost în zonă de curând, acolo alături de colegul meu, domnul deputat Ovidiu Popa, și am discutat cu primarul Iliescu de la Racovița. O bună parte din autostradă trece prin localitatea domniei sale, pe care o păstorește astăzi,
Și să știți că sunt mult mai multe probleme. Încă problema urșilor nu este finalizată acolo. Acești urși își fac apariția destul de des în comunitate. Păi dacă ne-am dus peste ei? Ne-am dus totuși, nu știu cât de mult ne-am dus noi peste ei, cât de mult n-am avut reacție. Pentru că și mie îmi plac animalele, și mie îmi plac urși, nu este niciun fel de problemă. Însă sunt două lucruri total distincte. Unul, când ursul pune în pericol vieți omenești, atunci, nici nu discuți. Atunci nu mai vorbim de plăcere. Și doi, atunci când orice animal stopează o investiție de o asemenea învergură, cred că suntem datori cu toții. Dar nu trebuie să omorâm nici urși, nici vieții. Nu trebuie nici să-i omorâm, pentru că dacă vă aduceți aminte și întrebăm astăzi, de exemplu, dacă mă întrebați pe mine ce s-a întâmplat cu gândacul, eu cred că și gândacii sunt în regulă. Eu cred că sunt tot acolo. Cred că nu au niciun fel de problemă nici gândacii și nici absolut nimeni. Dar există o lege a, există o lege a junglei, da? Așa se numește. O lege a junglei, legea supraviețuirii cumva, da? În natură lucrurile sunt mai simple decât sunt la noi în societate, da? Pentru că acolo cel, așa este în natură și corectați-mă dacă greșesc, cel puternic supraviețuiește, cel slab moare. Poate vi se pare dur ce spun, dar e o lege simplă și foarte funcțională din punctul acesta de vedere. Că trebuie să protejăm urșii, sunt de acord. Că trebuie să protejăm liliecii, sunt de acord. Că trebuie să avem grijă de gândaci și cu acest lucru sunt de acord. Dar credeți-mă că ei știu să se protejeze mai bine decât o facem noi. Dacă îmi permiteți, am să fac și o glumă vis-a-vis de șeful naturii. Să știți că șeful, animalul din natură, să știți că și șeful în junglă este păcălit de cel slab de cele mai multe ori. Pentru că și cel slab își găsește tot felul de tertipul pentru a-l păcăli. E cam așa se întâmplă și aici. Cei mici încearcă, prin orice măsuri, să stopeze într-un fel sau altul ceea ce înseamnă mare infrastructură în România. Pentru că aici vorbim de o investiție extrem de importantă, nu numai pentru județul Vâlcea. Știm foarte bine cât de mult își doresc cei de la uzinele de automobilism, să nu spunem numele, să nu facem reclamă, da, dar este noastră. Dacia Mioveni, că am tot discutat. Dacia Mioveni este un pol extrem de important pentru România și cât de mult își doresc această autostradă dintr-un simplu motiv, pentru că să ajungi de la Pitești până la graniță, faci câteva ore extrem, extrem de multe și importante în această economie. Și atunci noi, ca să venim întotdeauna cu tot felul de lucruri ce stopează activitatea, nu este în regulă, pentru că am reușit până la urmă să deblocăm tot ceea ce înseamnă finalizarea și semnarea contractelor, aceste studii de fezabilitate, prefezabilitate, și atât că am ajuns într-o etapă extrem de importantă, și anume execuția efectivă a acestei lucruri. Dar în continuare ne lovim de aceste probleme, ba apare ursul pe care poți să-l înlături fără niciun fel de problemă, ba apare liliacul, nu știu cu ce poate împiedica continuarea lucrărilor la această autostradă dacă mai apar 2, 5, 10, 20 de lilieci. Mai apare și această problemă a castrelor romane, așa cum spuneți dumneavoastră. Da. Din păcate avem o lege care protejează exagerat. Din punctul meu de vedere, este o lege ce protejează exagerat din punctul meu de vedere. Haideți să vorbim exact și după aia vă continuați ideea. Vă rog. Deci castrele romane, să știm despre ce vorbim. Castrele romane din defileul Oltului fac parte din granița de est a Daciei Romane. Este o linie de fortificații realizată de-a lungul Oltului cu rol de apărare a provinciei, sigur, a Daciei de atacurile popoarelor barbare. Constructorii, da, constructorii autostrăzii trebuie să țină cont de castrul de la Boița și apoi de castrele vâlcene de la Câineni, Titești, Perișani, Copăceni și două în Racovița. Două castre în romane în Racovița. Avem în derulare în acest moment un studiu geotehnic care se va finaliza la începutul anului viitor și după aia vom ști cum se va putea construi în zonă. Deocamdată se recoltează probe de șantier de pe urma forelilor demarate în munți, da? În munții de pe Valea Oltului, ca să știm exact ce facem. Acum știm și noi, domnule senator, și noi avem prin centrul Râmnicului trece calea lui Traian, așa se numește, calea lui Traian,
Vrând și la Călimănești, cea mai importantă, calea lui Traian, da? Și merge pentru că aceea a fost calea lui Traian. Pe aici a trecut Traian când a intrat în Dacia. Bine, noi avem, dacă vreți, noi avem și am avut singura pistă de bob. Ea a fost pentru prima dată în România, ce pleca de pe dealul Capela, mă rog, traversa întreg municipiul Râmnicu-Vâlcea, iar la Vâlcea a fost și prima sanie pe care o regăsim la Muzeul Satului, adică ca și tradiție și istoria de foarte multe, dar asta nu a dus la împiedicarea dezvoltării. Asta vreau să spun, pentru că dacă vorbim doar strict de ceea ce avem noi, nu știu, la localitățile menționate de dumneavoastră, la Racovița, de exemplu, cele două castele romane, ele nu reprezintă nimic altceva, și îmi cer scuze, trebuie să spun lucrul acesta, ele nu reprezintă nimic altceva decât două locuri de refugii în caz de atac. Adică două gropi amenajate în care oamenii din zonă... Dar poți să le protejezi. Deci nu asta este problema. Nu aceasta este problema. Din păcate, oamenii care trebuie să aplice legea respectivă o exagerează foarte mult. Okay, în sensul că ne blochează acest proiect până la anul, undeva în februarie-martie, când ne vor veni nouă toate răspunsurile. Asta știți ce înseamnă? Că firma câștigătoare a licitației de execuție autostrăzii va sta vreo 4-5 luni de zile pe banii statului fără să miște nimic. Mai mult de atât, va face cerere de prelungirea termenului de predare a lucrării. Păi, dacă nu lucrează 6 luni de zile, suntem în noiembrie. Da, suntem în noiembrie. Probabil să ne ferească Dumnezeu să mai găsim și nu știu ce alunecări de teren și nu știu ce consolidări. Haideți să plecăm de la această lege care vreau să spuneți că este exagerată. Este exagerată. În Parlamentul României. Da. Nu știu dacă ați votat legea asta, dar... Nu, am votat-o că este mult mai veche și n-am votat nicio modificare. Dar nu putem să nu puteți dumneavoastră să faceți, fiind senator în Parlamentul României, o modificare a legii. Se poate face și modificare, tocmai de asta v-am spus că am fost în zona. Hai să discutăm despre lege. Deci, practic, care sunt piedicile? Termenele foarte lungi. Însă, dacă vă uitați în lege, nu o să vedeți acolo termene. Termenele sunt în normele de aplicare. Pentru că dacă, așa cum a spus dumneavoastră, studiu GEO o să ne dea răspunsul în februarie la anul. Și noi suntem în noiembrie. Uh-huh. Sunt 4 luni de zile pentru a da o rezoluție la un studiu GEO unde efectiv în teren, cei care fac măsurătorile, nu pot sta mai mult de 2 ore. Pentru a face efectiv, pentru a lua probele respective. De la luarea probelor până la ieșirea rezultatului efectiv, stăm 4 luni de zile. Mai mult de atât. Până se întrunește o comisie care este formată din atât de mulți oameni, nu spun că nu sunt în regulă acolo și că nu trebuie să facă parte din această comisie. Însă până se întâlnesc acești oameni și ne dau o rezoluție, ne mai apucă 2-3 luni de zile de la data de la care avem rezultatul studiului GEO. Deci iată câte luni de zile pierdem, efectiv, din execuția acestei lucrări. Și nu sunt în regulă toate aceste lucruri. Și repet, nu e o problemă ce scrie ad literam în lege, ci este o problemă legată de aceste norme de aplicare a legii respective. Unde din păcate astăzi noi și dacă inițiem modificarea legislativă, să știți că nu ajută foarte mult, pentru că și o modificare legislativă necesită anumite termene și o modificare legislativă necesită foarte multe consultări și cu siguranță că la o astfel de modificare legislativă vor apărea foarte multe organizații non-guvernamentale pe care le-am văzut și cu Gândacu și pe care le vedem și cu Ursul și cu Liliacii și le vom vedea și cu Castrele Romane, astfel încât vor stopa orice inițiativă legislativă sau mai mult, chiar dacă vom reuși noi să o trecem într-o formă sau alta mult mai rapid prin cele două camere, o vor duce la Curtea Constituțională. Pentru că, dacă ați văzut acum, deci în ultima perioadă, nu e soluție. Este un spor național să mergem la Curtea Constituțională cu orice lege, chiar dacă e bună sau nu este bună, important este să apărăm pe Facebook, să luăm 3 like-uri că am contestat o lege la Curtea Constituțională. De modificarea legislativă nu este o soluție, pentru că oricum durează mai mult astăzi decât... Astăzi nu este o soluție. Suntem blocați. Astăzi nu este o soluție. Nu, dar astăzi suntem blocați pe treaba asta cu autostrada. Da, suntem blocați. Suntem blocați cel puțin 4 luni de zile.
cel puțin 4 luni de zile din punctul meu de vedere cu aceste castre romane. Să-mi fie cu iertare, mie îmi plac castrele romane și sunt o mare iubitoare de istorie, dar totuși progresul nu trebuie împiedicat. Adică poți să protejezi să protejezi aceste castre și poți să lucrezi în continuare, poți să nu blochezi lucrurile. Pentru că la noi asta se întâmplă, domnule senator, și din păcate și noi să faceți parte din, și nu pot să nu remarc chestiunea aceasta, din mecanismul acesta legislativ care pune piedică, pune frână întotdeauna. Legile ori nu sunt complete, ori sunt prea exagerate, ori nu au norme de aplicare. Aici avem norme de aplicare. Exagerate. Dar exagerate. Păi și trebuie să recunoaștem acest lucru. Punctual, doar strict pe întârzierea respectivă, o modificare legislativă nu ne ajută astăzi. Pe viitor, cu siguranță că ea poate să ducă la o mai mare lejeritate din punct de vedere al acordării avizelor, termenelor și așa mai departe. Vedeți, și eu sunt iubitor de istorie, nu am niciun fel de problemă, dar dacă privim cu mulți, 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 foarte mulți ani în urmă, Valea Oltului nu era Valea Oltului. Era un drum de pământ care făcea totuși legătura, să fim foarte bineînțeși. Iată cum arată astăzi. Este o zonă emblematică pentru România și foarte vizitată de turiști. Dar asta nu înseamnă, ce ar fi însemnat ca astăzi turiștilor să le prezentăm aceea zonă de acum 100 de ani, în care aveam doar un drum de pământ. Nu se poate lucru acesta. Deci, indiferent de legislație, am avut progres, la fel și astăzi. Indiferent de istorie, și sunt de acord să o respectăm și să o protejăm, trebuie să avansăm în acest progres. Altfel, vom rămâne izolați. Ok. Haideți să... Deci aici nu avem soluție, da? Vedeți cumva ieșirea astăzi, din impas? Ieșirea din impas este doar ca cei care fac parte din această Comisie Națională să urgenteze avizele și să ne dea soluție. Bun. Aș mai discuta despre o chestiune, că tot suntem la capitolul investiții și drumuri, domnule senator. Despre ne-am uitat și ne uităm în continuare că nu avem drumuri. Mulțumesc colegilor mei pentru imagine, aș vrea să le văd. Mulțumesc. Avem, e vorba de drumul județean 703G, Berislăvești-Călimănești aici. Duce spre Argeș acest drum. Este o investiție a Consiliului Județean Vâlcea, o investiție majoră a Consiliului Județean Vâlcea. S-a muncit mult și vedem cum localnicii, că bănuiesc că ei sunt, își parchează mașinile pe pistele de biciclete și nu numai. Aș vrea să văd și celelalte imagini și aș vrea, domnule senator, să comentați dumneavoastră aceste imagini care arată tupeul și nesimțirea unora. Da. Dacă îmi permiteți, am să încep spunând în felul următor. Ne dorim o țară ca afară și când o avem, nu o întreținem. Ori ne speriem, ori vrem cu tot din adinsul să revenim la ceea ce a fost înainte. Pentru că uitându-mă pe imaginile dumneavoastră, este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră efectuată de Consiliul Județean Vâlcea și aici felicitări domnului președinte Constantin Rădulescu. Da, mai mult de atât. În fișa postului. Mai mult de atât. Haideți. Mai mult de atât. Bine că le-a făcut. E în regulă. Este foarte bine că le-a făcut. Dar dacă vă uitați în alte județe, nu o să vede. Și ei au tot în fișa postului. Ok, bun. Să nu-i mai voteze. Și ei au tot în fișa postului. Să nu-i mai voteze. Poate vâlcenii îl votează este pe domnul singurul, Rădulescu. Cu siguranță îl vor vota. Este singurul drum ce are 12 km pistă de biciclete. Acum nu mai e, că uite. Acum, din păcate, da, au rupt ceea ce au rupt. Și este trist ceea ce vedem, pentru că foarte mulți oameni își doresc acest lucru. Pentru că eu refuz să cred că marea majoritate a populației, da, de acolo fac asemenea gesturi. Și putem să avem o singură salvare. Care? Ca oamenii din zonă, nici amendă, nici absolut nimic. Nu, încă o dată, măsura coercitivă nu este cea mai bună întotdeauna. Nu este bună întotdeauna. Nu sunt pe aceeași lungime de undă noastră. Eu vă spun că nu este cea mai bună întotdeauna. Să știți că degeaba îți controlezi copilul în buzunar să vezi dacă are vreun muc de țigară, dacă nu încerci să-i explici și să-l monitorizezi mult mai bine. Spunându-i odată sau, nu știu, luându-i telefonul, nu rezolve absolut nimic. El va continua când va ajunge... Nu, aici, în zona nu, să știți, ajuns departe continua, în zona copilului. Dar aici, funcționează. Nu funcționează întotdeauna. Aici, locuitorii acelei zone sunt singurii care pot să-i stopeze pe 5-6 oameni care fac lucrul acesta.
Dacă ei vor lua Să le dea în cap? Întotdeauna să le facă observația necesară. Nu trebuie să intervenim de fiecare dată amendându-i pe acești oameni, pentru că ei sunt tot localnici de acolo. Dacă vă uitați, păi, dar ce să fac eu ca vecin să ies și să-i zic vecine, ia mutați-mă mașina, nu vezi că ai parcat pe pista de biciclete? Așa trebuie făcut. Să știți că dumneavoastră nu-i spuneți vecinului de lângă dumneavoastră să strângă gunoiul din fața porții? N-am treabă, nu. E, dacă vă deranjează o zi, două, șapte, eu zic că la un moment dat veți merge și îi vei spune. Pentru că, în fond și la urma urmei, trăim în comunitate, trăim toți și e bine să beneficiem cu toții de aceste condiții, dincolo de a chema poliția, dincolo de a veni cu oameni. În ultima situație sunt de acord cu dumneavoastră că putem apela și la amenzi. În ultima situație. Pentru că primăria Călimănești, cred, sau că aici cred că suntem în zona Călimăneștiului, dacă nu greșesc eu foarte tare, poate să îi amendeze pe acești localnici care își parchează mașinile în acest mod, da? Dar sunt adică legislativ se poate. Asta zic. Nu e niciun fel de problemă. Dumneavoastră ziceți că domnule ar trebui, ok, bun, și faceți apel la spiritul civic al românului. Exact, e mult mai important. Păi, haideți să vă spun ceva. Vă rog. Eu nu cred că există spirit civic. Pentru că orice discuție de genul acesta între doi români degenerează în scandal. Și noastră știți și dumneavoastră că trăim... Sunt și situații. Da. Sunt. Adică noi nu avem... Din păcate, noi nu avem... nici nu știu cum să o numesc, să nu greșesc, să nu jignesc. Nu avem această capacitate de a duce discuția până la final pe un ton calm, fără să înjuri, fără să ridici tonul sau fără să dai cu pumnul. Pot să merg și să fiu de acord în direcția dumneavoastră că de obicei noi avem această tentație de a spune că doar noi deținem adevărul și că de cele mai multe ori refuzăm dialogul până la capăt și să ascultăm argumentele fiecăruia. Și să-i respecti opinia celuilalt. Și să-i respecti opinia. Dar dincolo de toate acestea, cel mai important lucru este faptul că noi totuși locuim împreună în același spațiu, în aceeași comunitate și... Dincolo de a sesiza poliția de fiecare dată, pentru că mecanismul este unul foarte simplu, poliția locală poate să patruleze, poliția locală poate să dea amenzi, poliția rutieră poate să facă lucrul acesta, avem poliția comunală pe zona respectivă, avem poliția orașului Călimănești, nu știu, Berislăvești. Nu despre asta e vorba, despre instituții care pot să vină să aplice legea, să scoată chitanțierul și să dea amendă. Da. Dincolo de toate acestea, spiritul civic este extrem de important. Bun, ce faceți, că pe final, uite, am tot discutat de chestiuni locale, erau importante și ele, dar cât mai rămâneți la guvernare? Dacă mai rămâneți la guvernare, când domnul Ciolacu preia... șefia guvernului, dacă se întâmplă acest lucru, că na, sunteți pe acolo pe la București și le știți pe toate. Până în 2024 rămânem la guvernare în aceeași formulă, adică PSD, PNL, UDMR. Nu vă erodați, domnule Matei, că vă erodați. Nu, mi-e așa, erodăm. Mi se pare. Nu ne erodăm, încercăm să fim întotdeauna ancorați în realitate, iar în mai 2023, la rotativă, Partidului Social Democrat îi va reveni funcția la de premier. La rotativă, ce tare! Păi așa este protocolul, nu pot să vă spun altceva. E ca un fel de roata norocului, așa pare. Nu este o roata norocului, așa a fost denumită în protocol și respectăm denumirea. Și atunci, în 2023, în mai, Partidului Social Democrat îi va reveni funcția de prim-ministru, iar acesta... Iar acesta va fi credeți că PSD președintele va pune premier partidului în mai 2023? Nostru. Cu siguranță că va pune și vom fi tot în acest studio dacă mă mai invitați. Și în mai 2023. Cu premier PSD. PSD. Da. Păi și domnul Ciucă ce face? Iese la pensie? Păi domnul Ciucă nu poate să iasă la pensie, domnia sa este senator. Până în 2024 se întoarce în Senat. Nu cred că este vreo problemă să vii înapoi în Senatul României după un mandat de... un an și jumătate de premier la România. Nu. Asta s-a întâmplat și cu fostul premier, domnul Câțu, nu? Tot în Senat s-a întors. Nu despre asta este vorba. S-a întors chiar la șefia Senatului. Nu, dar n-asta prea mult. Cine știe, poate și domnul Ciucă se întoarce tot la șefia Senatului. Cum vi se pare, uite, că mi se pare foarte interesant să discutăm și de chestiunea aceasta pe final. Ați văzut că procurorii DNA au început să aibă activitate. A fost reținut președintele Per, Danuț Pop, pentru trafic de influență.
l-a rugat pe un deputat, domnul Radu Cristescu, să o angajeze pe o doamnă. Procurorii susțin că i-ar fi dat 10.000 de euro. Rămâne de văzut ce s-a întâmplat în zona aceasta. Da. Domnul Pedmasă, nu v-a rugat nimeni să angajați pe cineva? Păi de rugat te roagă foarte mulți, să știți. Pentru că asta e în firea adică fiecăruia. Adică ei nu înțeleg că rolul parlamentarului este altul. Da? Ei nu înțeleg. Adică însă, nu e angajator. Da, însă singura măsură ce poate să o ia un parlamentar sau în cazul meu este să nu răspunzi niciodată. Omul care îți scrie rămâne cu mesajul scris, pentru că ce se întâmplă? Numerele de telefon ale parlamentarilor sunt publice. Adresele de mail sunt publice și atunci e normal ca într-o zi să ai foarte multe mesaje. Fiecare are câte o supărare, fiecare are o dorință, fiecare își dorește să-ți transmită ceva. Singurul lucru pe care tu poți să-l faci este să nu răspunzi. Sau mai ai o opțiune, blochezi. Pentru că altfel vei intra într-un joc în care cu siguranță că vei fi chemat și pe la DNA, deși poate tu ești de bună intenție. Dar asemenea cazuri trebuie evitate, pentru că iată unde se ajunge. Nici nu știm dacă aici este vorba totuși nu, de un, nu numai de un trafic de influență, este luare de mită. Pentru că persoana respectivă i-a dat bani președintelui menționat de dumneavoastră. Nu-l cunosc, că am văzut doar știrea, ceea ce iarăși este extrem, extrem de grav, ca tu să pretinzi să iei mită chipurile că ai angajat pe cineva, nu la tine, la altcineva. Asta este grav. Este noaptea minții, cumva pare de noaptea minții. Mulțumesc mult pentru prezență, domnule senator Bogdan Matei. Doamnelor și domnilor, vom urmări de aproape ce se întâmplă cu autostrada Sibiu-Pitești. Așteptăm și noi să vedem cum vor fi securizate aceste castre ale Imperiului Roman și cum vor înainta lucrurile, dacă vor mai înainta vreodată. Eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc un weekend minunat și ne revedem și luni de la 15:15. La revedere!